Veniți la microfonul verde să vorbiți cu Partidul Verde Ecologist. Viitorul țării voastre. Veniți să întrebați ce înseamnă ecologie, care sunt problemele, schimbările ecologice. Veniți să ne spuneți dacă aveți canalizare în sat, apă potabilă, gunoiște, deșeuri. Noi nu furăm, noi vă informăm, după asta voi alegeți. Noi nu dăm bani. Bine, mulțumim! Bună dimineața, stimați conseteni și stimate consetene! Sunt Oleg Brega, născut la Pepeni, crescut aici vreo 18 ani. Acum candidez a nu știu câta oară la Parlament, de data asta nu mai fac independent, ci merg cu Partidul Verde Ecologist. Am venit în sat, am revenit în sat cu colegele mele de pe lista Partidului Verde Ecologist. Cu Olga Afanas de la Soroca, cu Natalia Esco de la Glodin Petrunea. Am fost și o să mergem prin satele fiecăruia ca să comunicăm cu oamenii noștri, să le spunem că e oameni din rândul lor, oameni fără milioane, încearcă să facă politică. Nu mi-e greu a grăi, îndemn și învăț de 20 de ani pe toată lumea să se exprime. Libertatea de exprimare e un drept fundamental. Partidul Verde Ecologist apără drepturile omului, drepturile animalilor, apără dreptul la un mediu sănătos. Dreptul ăsta e scris în Constituție, dar nu prea o știe nimeni și nu cere respectarea lui. Suntem pentru funcționarea instituțiilor de stat, pentru legi simple, pe înțelesul tuturor care să fie aplicate. Suntem un partid progresist, poate singurul din Moldova, care are progresul în platformă. Suntem singurul partid care candidează acum la alegerile anticipate, cu mai multe jumătate de candidate. Ceilalți sunt candidați. Suntem singurul partid care are 52% pe listă femei. Vă îndemnăm să ne votați, vă îndemnăm să veniți să discutați cu noi. Suntem aici de față trei candidate și candidați de pe lista Partidului Verde Ecologist. Veniți să discutăm despre doctrina verde europeană, despre platforma noastră electorală. Veniți să discutăm despre pragul electoral de 5% sau despre cel de 2% impus independenților. Veniți să vorbim despre politică, economie, despre ecologie, că asta e preocuparea noastră de bază. Veniți la microfonul verde. Suntem echipa de la Partidul Verde Ecologist. Poate e prima dată când vine cineva de la Verzi Ecologiști în Pepeni să vă vorbească. De data asta e chiar cu un candidat pepenean, Oleg Brega, al doilea pe lista a Partidului Verde Ecologist. Vă propunem să vă gândiți serios, să ne votați, iar dacă aveți nedumeriri, întrebări, veniți să întrebați, veniți să comunicăm. Stăm aici vreo oră, dacă nu plouă, vă așteptăm la microfonul verde să comunicați cu candidate și candidați de pe lista Partidului Verde Ecologist. Pe 11 iulie vă rugăm să votați floarea soarelui, simbolul nostru electoral de vreo 30 de ani de când a fost fondat acest partid. Suntem de 13 ani afiliați cu Partidul Verde European. Susțineți, votați Partidul Verde Ecologist. Sloganul nostru în această campanie este Verde pentru sănătate și viitor. Credem că sănătatea e foarte importantă. Fără sănătate
degeaba avem bunăstare, bogăție, de sănătate are nevoie fiecare, mai ales în an, în al doilea an cu pandemie. Mi se pare important să se investească în sistemul medical, dar și în educație, ca să se prevină, ca să fie prevenită îmbolnăvirea, suferința. Suntem de la Partidul Verde Ecologic. Vă îndemnăm să comunicați cu noi, să aflați care este programul nostru electoral. Poate vă convingem să ne votați mai multe anticipate. Suntem un partid progresist, apărăm drepturile omului, dreptul la mediu sănătos. Vrem ca instituțiile de stat să funcționeze, legile să fie respectate. Credem că satele noastre și orașele au nevoie, pe lângă drumuri, și de sistem de gestionare a deșeurilor, a gunoaielor și mai ales stații de epurare, ca apele reziduale să nu se scurgă în fântâni și izvoare din care bem și după aceea ajungem prin spitale. Sloganul nostru electoral este Verde pentru sănătate și viitor. Credem că sănătatea și educația sunt pilonii existenței fizice și a societății și a umanității. Ne pasă de ce se va întâmpla în lume din cauza activității umane. Ne pasă de schimbările climatice și de încălzirea globală. Ne pasă de fiecare sat care se neacă în gunoaie și în ape reziduale. Suntem singurul partid care cere ieșirea imediată din CSI. Suntem singurul partid care pledează pentru lichidarea raioanelor ca fiind total inutile, contraproductive și consumatoare din bugetul de stat și chiar comasarea primăriilor, pentru că cele mai multe primării nu sunt sustenabile, nu pot rezista cu banii pe care îi colectează din impozite ca să plătească și primar, primară și consiliul local și secretar, secretară și inginer cadastral și asistent social. Deci primăriile trebuie comasate, să aibă cel puțin 10.000 de locuitori. Probabil aici la Pepeni ar trebui să fie o comună, iar raioanele să fie comasate poate până la 3-5 regiuni maximum și să aibă autonomie decizională și financiară, că altfel e risipă de energie și de speranță. O grămadă de bani se cheltuie pe administrația raională, iar putere decizională nu au cam deloc. Bună ziua! Niște fluturași de am, atât am făcut din banii noștri de buzunar. Și nouă ne pasă și de ecologie și nu tăiem copaci ca să ne facem imagine. Ceva puțin să dacă aduci oameni săraci, s-ar putea să gândească la cei săraci. Dacă aduci milionari, eu mă tem că ei se gândesc la milioanele lor. Înseamnă cu ei. Al caprarii, da. Nu ne supărăm. Mama nu știe că îl cheamă caprarii, până când l-a aflat că la 20 de ani de trăit între unul, l-a cheamă caprarii.